Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre o carte, aș numi-o eveniment editorial, eveniment cultural în cadrul acestei lansări de carte. Cum să scăpăm de perfecționist, pornind de la cartea Dependența de perfecțiune, Mireasa încă nerăpită, un studiu psihologic de Marian Woodman, o carte publicată în colecția Jungiana și alături de noi este Lavinia Țânculescu Popa, psihoterapeut, analist jungian, lector universitar doctor. Aș începe discuția noastră despre ceea ce înseamnă perfecțiunea sau dependența de perfecțiune, pornind de la un mic citat pe care l-am găsit pe coperta 4 a acestei cărți. Dependența îmbracă multe chipuri. Abuzul de substanțe, dependența de mâncare, atunci când vorbim despre mâncatul excesiv sau despre mâncatul compulsiv, dependența de sex, obsesia pentru muncă. În mod obsesiv, mulți bărbați și femei caută un sens în mijlocul haosului, iar în efortul lor consumă tot mai multă energie vitală pentru împlinirea unui ideal, am spune noi, iluzoriu, de neatins, inconștient, perfecțiunea. Ei caută să facă tot, să fie tot, să fie perfect în timpul zilei, pentru ca noaptea să cedeze aproape orice control, prea slab pentru a se opune pornirilor interioare. Și încep discuția noastră de la această întrebare. Ce este de fapt perfecțiunea care efectiv ne ucide sau ce se ascunde de fapt în spatele obsesiei de perfecțiune sau au acestei forme de dependență față de perfecțiune. Mulțumesc foarte mult, Sorin, pentru invitația de a fi împreună și de data aceasta. Este într-adevăr o carte eveniment și este una dintre cărțile fundamentale, aș zice, pentru analiștii jungieni. Marion Woodman este un autor extraordinar de ofertant pentru că oferă, pe lângă explicațiile de natură psihologică, foarte multă cazuistică în carte și discută despre această obsesie pentru perfecțiune, această, să zicem, înclinație spre a trăi într-un mod perfect, spre a căuta perfecțiunea, încă pornind de la zeitățile Greciei antice și îmi place foarte mult, chiar în debutul cărții, în introducere, face ea un discurs despre Atena și despre Meduza, două fațete ale ideii de perfecțiune, văzute în contrapartidă, pentru că ce nu știe multă lume și probabil nu e conștientă multă lume, perfecțiunea are, din păcate, o fațetă foarte, să zicem așa, parșivă, dacă e să ne gândim că fiecare dintre noi probabil aderăm sub o formă sau alta la perfecțiune, respectiv superficialitatea. Deci poți să fii foarte interesat de a fi perfect într-un anumit domeniu, dar în goana aceasta, explică și Marian Woodman, în prinderea aceasta de complex, de complexul perfecțiunii, de complexul întregului, de ideea de a fi nerăpit, de fapt în engleză este unravished, neînceput, să zicem așa, imaculat din punctul acesta de vedere, deci în dorința de a deveni perfect, omul pierde viața. Adică își pierde esența existenței lui în dorința aceasta de a fugi după perfecțiune. Marion Woodman, spuneam, începe în chiar în partea de introducere, are un pasaj foarte frumos și mi-aș dori foarte mult pe parcursul întâlnirii noastre chiar să vă dau mici citate, pentru că mi se par relevante, zice ea. În esență, sugerez că mulți dintre noi, bărbați și femei, suntem dependenți într-un fel de altul, deoarece cultura noastră patriarhală pune accentul pe specializare și pe perfecțiune.
determinați să avem cele mai bune rezultate la școală, la serviciu, în relațiile noastre, în orice aspect al propriei vieți, încercăm să ne transformăm în opere de artă. Lucrând atât de mult pentru a ne crea propria perfecțiune, uităm că suntem ființe umane. Prin urmare, această parte și mai târziu ea îi explică, aderența la perfecțiune se bazează și se construiește pe obsesie. Este o obsesie și această obsesie ruminează în fiecare dintre noi, cei care nutrim această, aș putea spune, chiar patie, pe undeva boală, a propriului nostru fel de comporta, care nu este întotdeauna de natură conștientă, chiar explică că pe lângă Atena și Meduza mai este și Andromeda în peisaj, cea care este uitată, înlănțuită de niște stânci care așteaptă să fie salvată. Prin urmare, această perfecțiune sau aderență la perfecțiune ne omoară încet, încet umanitatea din noi. Îmi place de asemenea un alt paragraf care merge foarte bine în continuarea ceea ce am zis până acum, respectiv tot citat, dependența de perfecțiune este la origine o dependență suicidară. Dependentul nu simulează viața, ci moartea. Aproape inevitabil, o femeie dependentă de perfecțiune se va vedea pe sine ca pe operă de artă, iar adevărata ei teroare este că opera de artă trebuie să fie prețioasă, ar putea să fie distrusă într-o clip. Trebuie să se trateze pe sine ca pe o piesă rară de porțelan, Ming, sau ca pe cea pe care Chis descria a fi drept mireasa liniștii eterne, fecioara încă nerăpită. Un copil de suflet al tăcerii și al timpului ce trece greu. Tinderea spre perfecțiune, zice Marion Woodman, înseamnă părăsirea vieții sau, ceea ce este mai rău, neînceperea ei. Dependența de perfecțiune, zice autoarea, care din punct de vedere psihologic indică înrobirea de către complex, este la fel de vizibilă la anorexice precum este și la persoanele obeze. Și în carte face un excelent parcurs explicativ al celor două sau al dependențelor, al tuburilor de aport alimentar, al dependențelor acestor alimentare, explicând că exact cum perfecțiunea și superficialitatea sunt fațetele aceleiași monezi, anorexia și obezitatea sunt fațetele aceleiași monezi, ale obsesiei în care ești prins realmente și nu mai reușești să trăiești. Am o întrebare. În timp ce te ascultam puțin mai devreme, ai pomenit despre competitivitate și despre, da, ai pomenit despre școală și despre a veni cu note bune acasă și așa mai departe. Are vreo legătură dependența de perfecțiune cu anumite tipare relaționale pe care le-am avut în copilăria noastră cu părinții? Și aici mă refer cu precădere o temă pe care de altfel, sau o subtemă pe care am mai tot discutat-o în ultimele luni, aceea de a fi dezirabil sau indezirabil. În momentul în care nu ești suficient de dezirabil în ochii părinților, nu știu, să fii cu minte, să aduci note mari acasă, să fii foarte competitiv. De ce? Pentru că asta ne cere de fapt societatea și asta ne inoculează, da, performanța de orice natură, că vorbim de performanța la job, că vorbim de performanța școlară și competitivitatea. Să arăți că ești mai bun, să demonstrezi, să dovedești tot timpul că ești mai bun decât celălalt. Și în cazul în care nu vii cu toate aceste lucruri ca să-ți mulțumești de fapt părinții, vor veni, bineînțeles, etichetările, judecățile, critica, care iarăși noi am mai povestit, critica are legătură cu perfecționismul și vei simți la un moment dat în relațiile interumane, adult fiind,
că niciodată nu ești suficient de bun, că vei tinde tot timpul către perfecțiune pentru a fi suficient de dezirabil în ochii celorlalți. E interesant că spui chestiunea asta cu ochii celorlalți, pentru că și Jean-Paul Sartre explică la un moment dat cum s-a simțit el privit de ochiul critic al părinților și a faptului că în permanență, în toată copilăria sa, dar de fapt în întreaga sa viață ulterior, a fost, să zicem, victima acestei critici permanente. Și da, perfecțiunea are mare legătură cu modul în care ești evaluat, valorizat în copilărie și ulterior. Este esențial pentru un copil care a fost criticat să devină perfect, pentru că numai în momentul acela are șanse să scape. Asta este, de fapt, o iluzie în care intră și chestiunea asta nu numai că nu a avut-o ca hrană interioară când a fost mic și o să îi se acorde, cum s-ar zice în engleză, the benefit of the doubt, adică faptul că este și el om, că poate greși, că nu e neapărat nevoie să fie în permanență cu minte perfect, ca la carte, cum își doresc părinții, și poate să aibă manifestări ale propriei umanități fără să fie pedepsit în vreun fel. Deci nu numai că el nu capătă chestiunea aceasta în copilărie, dar ajunge să devină și adultul care se autopedepsește, pentru că intră într-un scenariu de acesta în care el însuși nu-și mai este suficient și începe corpul să și Marion Woodman, înțelepciunea corpului este termostatul care determină apetitul, indiferent dacă eul îi place sau nu. Și bineînțeles că limitele acestea la care perfecționistul sau aderentul la perfecțiune nu știe să facă apel, limitele acestea, pentru că el nu are limite. A te duce spre perfecțiune înseamnă a încerca în permanență, în permanență, în permanență să fii mai bun și altcineva. Și nu te mulțumești, nu îți mulțumești propriul tău eu cu starea ta actuală. E interesant că Marion Woodman discută și despre era noastră tehnologică și despre faptul că viteza calculatorului și tot ce ține de digitalizare, apropo, cartea nu este scrisă ieri, cartea are câțiva zeci de ani în spate și e interesant și modul în care Marion Woodman discută despre această chestiune în era perfecțiunii calculatorului, zicea, ființele umane tind să devină asemenea zeului pe care îl venerează. Dar, din fericire pentru noi, agonia noastră nu ne permite să devenim roboți perfecți. Oricât de mult ar încerca, zicea, să eradicăm natura, ea spune în cele din urmă în acțiune propriul sistem de valori, percepând prețul său extrem de dureros. Și este extraordinar de important ca noi, fiecare dintre noi, să avem în permanență, în actualitate, în conștiință, umanitatea noastră și să ne permitem să greșim, să ne permitem să fim imperfecți. Pentru că aderența la perfecțiune este, dacă vreți, până la urmă și un păcat, nu-i așa? Poate unul dintre cele mai importante păcate. Mândria aceasta că ai putea să devii, mândria, da. Perfect, precum doar Dumnezeu este, te duce în aspectul acesta de căutare permanentă a zeității și nu a umanității din tine. Evident că fiecare dintre noi își dorește să ajungă cât mai repede la varianta lui cea mai bună, nu-i așa? Să fii în permanență o variantă actualizată a ta, să fii în permanență în căutarea unei stări îmbunătățite zilnic, zi de zi. Însă
cred că ce ne lipsește este celebrarea lui acum și aici, adică a ceea ce suntem astăzi. Pentru că dacă nu luăm din ceea ce suntem astăzi, din bucuria a ceea ce suntem astăzi, energia, nu putem merge mai departe. Și exact cum descrie și Woodman în carte, ajungem să ne sinucidem ușor, fiind aderenți mai degrabă la moarte decât la viață. Dependența de perfecțiune, ultima întrebare, are legătură, sau obsesia pentru perfecțiune are legătură și cu incapacitatea de a-ți recunoaște propria vulnerabilitate și slăbiciune? Și aici la ce mă refer? La faptul că, iarăși, din punct de vedere al societății, din punct de vedere al normelor, regulilor, cutumelor impuse, inoculate de zeci de ani de zile, mă gândesc acum la acest aspect, la reprimarea emoțiilor și la faptul că a te arăta celorlalți în toată umanitatea ta. Și când spun umanitate, și cu cele bune, și cu cele mai puțin bune, și cu calități, și cu defecte, și cu vulnerabilități pe care le tot ascundem, și cu slăbiciuni, și cu ceea ce putem să arătăm noi mai bun. Dar, iarăși, revin la problema aceasta a dezirabilității versus indezirabilitate față de ceilalți. Faptul că ne dorim tot timpul să arătăm ce este mai bun, ne dorim tot timpul să excelăm aproape în orice facem și să arătăm, de fapt, uite cum suntem noi. De fapt, noi suntem așa, da? Aproape de perfecțiune. Ori, mi-a plăcut acel citat de la începutul interviului nostru în care persoana respectivă peste zi face tot felul de giumbușlucuri de a arăta că sunt perfect sau sunt perfectă prin tot, mamă, soție, colegă, la job și așa mai departe, în domeniul în care activează fiecare, iar noaptea rămânem singuri, noi, cu noi înșine. Și alea sunt momentele în care, știi, nu mă mai vede nimeni. Acum îmi permit luxul de a fi și eu slab, de a fi imperfect, de a fi uman? Pentru că în momentul acela de solitudine, să-i spunem, nu de singurătate, sunt doar eu cu mine. Nu mă mai vede nimeni. Pentru că în fața celorlalți vreau să arăt că nu sunt slab, că nu sunt vulnerabil și că sunt poate perfect sau perfectibil. Da, e foarte important punctul acesta legat de relația cu sine, pentru că fără să am un discurs egocentric, ar trebui, adică nu sunt pro situare, nu știu eu, în afara ideii de relație, în afara ideii de ceilalți. Eu sunt cel mai important, mai departe, eu pot și așa mai departe, dar libertatea cumva și puterea de a trăi bucuria de viață vine din celebrarea cine ești tu. Pentru că dacă depinzi în permanență de niște părinți actuali sau imaginați, introiectați sau experimentați zilnic și respectiv de acceptarea lor, de hrana din partea lor, e foarte probabil ca tu să nu fii un om liber. Zice foarte frumos și iar am un paragraf interesant pentru bucata aceasta. Zice Woodman în felul acesta. Psihicul care a trăit toată viața cu teama de a nu fi hrănit de mamă sau că va fi nimicit de tată, cu alte cuvinte, psihicul care s-a confruntat cu respingere atunci când se află pe un teren nou. Iată, această actualizare a propriei noastre ființe în viața noastră poate să fie acest teren nou. 25 de ani, zice Woodman, în față de acum 25 de ani. Da? Zice tot ea, neantul este întotdeauna neant, eu trebuie să ajungă întotdeauna să înțeleagă că nu numai măsura în care se consideră o prelungire a vechii sale vieți, adică a momentului în care era dependent de părinți, adică posedat de
imaginea aceasta se confruntă cu moartea. Odată ce realizează faptul că tiparul devorator poate fi schimbat, își poate da seama de potențialul său de libertate. Și acesta, zice Woodman, este momentul creativ. Iar dacă eu-ul decide, adică cine ești, propria vulnerabilitate, propria realitate, adevărul tău, subiectivitatea ta și limitele tale, precum și dorința de a crește, dar încet și conștient de cine ești azi și respectiv nu pe repede înainte, celebrând procesul de creștere. O creștere organică, cum îmi place mie să-i spun, exact, o creștere organică. Ascultând fluxul natural al lucrurilor, atunci cu adevărat s-ar putea să te apropii de forma ta, hai să nu zicem altfel, voi folosi un barbarism verbal spunând aproape de perfecțiune sau aproape perfect, pentru că nu există, ori ești perfect, ori ești imperfect. Noi cu toții suntem imperfecți. Îmi place foarte mult și aș închide cu citatul acesta, întâlnirea din seara aceasta, zice Marion Woodman, dacă eu-l decide în acel moment să intre în posesia propriei sale realități, atunci poate ieși din acel complex și va intra într-o celebrare a vieții. Hristos îi exprimă mai succint. De nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Deci e foarte important să ai acces la propria ta umanitate dacă vrei să mergi un pas înainte. Pentru că nu poți să începi cu etajul 10, trebuie să începi cu parterul. Și parterul înseamnă, precum îi spune și numele, conectarea cu pământul respectiv cu umanitatea din tine. Mulțumim din suflet, dragii noștri, a fost alături de noi Lavinia Țânculescu Popa, psihoterapeut, analist, junghian, lector, universitar, doctor. Așadar, dependența de perfecțiune, mireasa încă nerăpită de Marion Woodman, o carte pe care vă o recomandăm cu foarte mult drag. Mulțumim din suflet, Lavinia Țânculescu Popa, dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!